Ca la fiecare început de an, lupta pentru ocuparea unui loc la cămin a fost strânsă. Universitatea Ovidius dispune de 4 imobile și un total de 1410 locuri de cazare față de 1242 câte erau anul trecut. Chiar dacă acestea au fost suplimentate, peste 100 de studenți vor rămâne anul acesta pe din afară. Au fost depuse 1550 de cereri la organizațiile studențești din cadrul Universității Ovidius. Avem disponibile în căminele universității un număr de 1410 locuri, iar studenții care vor rămâne în afara căminelor vom încerca să-i cazăm ca și în anii precedenți la hotelul. Cei peste 100 de studenți care nu au prins un loc la cămin vor avea o alternativă cel puțin la fel de avantajoasă. În urma parteneriatului Universității Ovidius cu un hotel, aceștia se vor putea caza în condiții mult mai bune decât cele din cămin. Camera de hotel este de 2 persoane, spre deosebire de cea de cămin, unde sunt nevoiți să se înghesuie chiar și 4 studenți. De altfel, toate camerele de hotel sunt dotate cu frigider și televizor. Nici diferența de bani nu este una mare. Anul trecut a fost de 500 de mii, 50 de lei. Asta a fost diferența. 2.500.000 a fost cel mai scump tarif în cămin, adică studenții de la fără taxă au plătit acest tarif. De la cu taxă, iar la a fost 3.300.000 de lei. Vestea că au posibilitatea de a alege unde se vor caza le-a adus zâmbetul pe buze studenților. Nu mi se pare o sumă mare, dar se putea și mai bine din măsură ce sunt studenți și greutățile sunt, mai ales că Constanța nu este un oraș cu un centru studențesc bine dezvoltat. Pe alocuri cu mici utilități, internet și alte care ar putea fi puțin îmbunătățite. Stăm mai puțin în camera asta, ar fi ok. 4 persoane sunt cam mult pentru o cameră de 5-7 metri pătrați. Studenții vor fi repartizați în cămine pe baza mediilor. Costurile vor rămâne aceleași de anul trecut, respectiv studenții la fără taxă vor achita 150 de lei lunar, iar cei la cu taxă 250 de lei.